fructe, migdale, fistic. Fistic, exact. Bună dimineața! Steaua Nordului, așa se numește preparatul meu de astăzi. De fapt, n-aș putea să spun că este un preparat, pentru că nu este gătit. Este totul preparat la rece. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. Întâi de toate, exact, spune ce e asta. Ai ales exact ceea ce trebuie de la Amalia din grădină, de la Constanța sau de la Eforie. De la Eforie. Mi-a adus mochine proaspete. E de la mamaia ta? Da, din curte. Dacă ai ști cât am căutat smochine peste tot, pe la toate supermarketurile. A vorbit mama cu vecinele, vreau să vă duce, să-mi aduce smochine special pentru băieți, am mâncat toată lumea dimineața. Sunt excelente, sunt foarte, foarte dulci, nu numai pentru dulceață, dar sunt foarte sănătoase, dar fac parte și astăzi din rețeta mea, pentru că eu am să le combin cu pere și cu trei tipuri de brânzeturi. Brânzeturi foarte, foarte fine, brânzeturi cremoase, de oaie, de capră și de vacă. Sub forma unor bănuți le voi așeza într-un mod cât mai plăcut pe feliuțe din smochine și pere. Voi pregăti un dressing delicios din smeură cu puțină miere, pe deasupra presar niște fistic și gata este preparatul meu. Evident că va avea o formă de stea, pentru că exact asta este ceea ce îmi doresc, însă combinația este foarte fresh, este excelentă și vă recomand cu mare drag. Blăduța nostru se apucă de treabă, dăm idei pe fresh, ușor de preparat, fără foc, pentru că este o vară destul de încinsă. Blăduța nostru astăzi cu smochine de la colega noastră Amalia, care